Dave este un șomer de 30 de ani care își petrece întreaga zi lucrând la un labirint de carton. El susține că este un artist bun, dar nu a făcut niciodată nimic util. În prima scenă ni se arată un clip înregistrat al interviului lui Dave, unde el afirmă că a construit labirintul pentru că a vrut să se autopedepsească. De asemenea, el își asumă cu regret responsabilitatea pentru oamenii care au murit din cauza asta. Filmul revine apoi la 3 zile în trecut. Iubita lui Dave, Annie, se întoarce dintr-o călătorie. Ea observă o structură gigantică făcută din cutii din carton în sufrageria ei. Când ea îl strigă pe Dave, el răspunde din interiorul cutiei. El o primește acasă și spune că a construit singur labirintul. Annie se scuză apoi și merge să facă un duș. Cu toate acestea, când se întoarce, vede că Dave este încă în cutie. El spune că a lucrat la cutie tot weekendul și s-a rătăcit. Nedumerită, Annie reamintește că este doar un carton și că poate ieși cu ușurință din el, dându-l peste cap. Cu toate acestea, Dave susține că structura este mult mai mare din interior și nu vrea să o dărâme pentru că a luat atât de mult timp să o facă. Annie devine nerăbdătoare și începe să intre, dar Dave îi interzice spunând că este prea periculos. Frustrată, începe să scuture cutiile de carton. Cu toate acestea, acest lucru face ca lucrurile din interiorul structurii să cadă și Dave începe să țipă, implorând-o să se oprească. Annie se dă înapoi, dar insistă să intre. Cu toate acestea, Dave îi interzice încă o dată, spunând că va fi pierdută. Privind situația, Annie întreabă de cât timp stă în interiorul cartonului, iar acesta din urmă răspunde că au trecut 3 zile. Annie, care a devenit îngrijorată în acest moment, sugerează ca el să spargă structura, dar Dave este hotărât să găsească o altă cale. Prin urmare, rămasă fără opțiuni, Annie îl sună pe prietenul său, Gordon, pentru ajutor. După un timp, Gordon vine și Annie îi explică totul. Din interiorul cutiei, Dave mai menționează că nimeni nu ar trebui să intre încă înăuntru, deoarece labirintul nu este complet. Apoi explică frumusețea structurii, spunând că a pornit de la centru și a construit spre exterior, ca o scoică. În timp ce Annie și Gordon discută situația, acesta din urmă menționează că este foarte tipic pentru Dave să înceapă ceva și să lase neterminat. De asemenea, se întreabă unde își face nevoile înăuntru. Dave aude conversația și răspunde că, de fapt, nu a mâncat de 3 zile. Auzind asta, Annie devine îngrijorată, așa că Gordon încearcă să ridice cartonul. Dar chiar atunci, lucrurile încep să tremure violent, ca și cum ar fi un fel de mașină în interiorul labirintului. Rămas fără de ales, Gordon decide să caute ajutor de la prietenul lor comun, Leonard. Cu toate acestea, ajunge să-i cheme și pe alții. Ceilalți includ pe jurnalistul Harry și echipa sa, frații Greg și Brin, Jane entuziastă, doi turiști belgieni și un om fără adăpost. Dave avertizează pe toată lumea să nu spargă sau să pătrundă în labirint, spunând că este prea periculos din cauza obstacolelor și a capcanelor. Acest lucru îl frustrează pe Leonard și el decide să se întoarcă acasă, deoarece Dave refuză să lase să ajute. În următoarea scenă, Annie începe să se îngrijoreze și Dave își cere scuze pentru că a pus-o în asta. Spune că este dor de ea și, deși este supărată pe el, recunoaște că este dor de el. Annie s-a săturat în sfârșit și ea decide să intre în labirint pentru a-l scoate afară. Harry se bucură când aude asta și începe să filmeze totul pentru documentarul său. Când alții află despre aventura lui Annie, toată lumea, cu excepția bărbatului fără adăpost, decide să-i țină companie. Odată ce grupul intră, toți își dau seama că Dave spunea adevărul și structura este mult mai mare decât pare din afară. Gordon simte și un gust de labirint care își taie accidental degetul și sângele său este puternic absorbit de podeaua de carton. Jane și ceilalți încep să exploreze singur labirintul în timp ce Harry și echipa lui îi urmăresc pe Annie și Gordon. Îl caută pe Dave, dar în curând își dau seama că labirintul este mai complicat decât credeau. În timp ce încearcă să-și descopere calea, Harry dă peste un buton de pe perete cu un avertisment împotriva apăsării acestuia. Cu toate acestea, îl apasă cu nonșalanță, iar în secunda următoare, Gordon este lovit cu o minge. Apoi grupul dă peste un hol care duce la o sală muzicală. Camera are trăsături pictate pe pereți. Cu toate acestea, ei descoperă că se pot aventura în zid prin tastele negre. Peretele conduce grupul la o groapă plină de hârtie aruncată, cu două păsări origami vigându-le de pe balcon. În curând, una dintre păsări se aruncă asupra lor, trimisând pe toată lumea într-un mod de panică. Se închide și ușa camerei și Annie începe să caute o altă ieșire. Ea observă un sculptor gigant pe perete și ajută pe toți să scape prin gura lui. Annie este zguduită de încercare și se luptă să facă față faptului că origami sunt în viață. Harry încearcă să-i filmeze reacția în fața camerei, dar ei sunt în curând întrerupți de Jane, care vine în fugă în cameră. Ea le spune tuturor cu entuziasm că se distrează explorând labirintul, dar chiar atunci ea calcă din greșeală pe o capcană. Capcana se activează și capul ei este separat de corpul ei, spre groaza tuturor. Cu toate acestea, în loc de sânge, fire și confeti se revarsă din corpul lui Jane. Asistând la asta, toată lumea intră în panică și iese în fugă din cameră. Scena trece apoi la Greg și Brin, jucându-se singur în interiorul labirintului. Din păcate, în acest proces, Greg activează din greșeală o altă capcană și este prins între perete și un grătar cu țepi, ucigându-l instantaneu. La scurt timp după, Brin îi observă cadavrul spre groaza ei. Pentru a
răutățit lucrurile, ea este stropită cu o substanță roz ciudată. În altă parte, Anne începe să se supere și se plânge de ce Dave a construit capcanele. Gordon spune că fără capcane, labirintul ar fi pur și simplu o serie de holuri articulate. În curând, li se alătură Brin, speriată. Ea dezvăluie ce s-a întâmplat cu Greg și îi duce pe toți la locul unde a fost ucis. Cu toate acestea, spre uimirea tuturor, trupul lui Greg este găsit dispărut și o dâră de sânge și pași uriași duc afară din cameră. După ce a examinat scena, Gordon deduce că pașii aparțin unui monstru jumătate om, jumătate taur, numit Minotaur. Annie s-a săturat în sfârșit și decide să facă o gaură prin peretele de carton cu un cuțit pentru a-i scoate pe toți din labirint. Iată, vântul începe să bată și auzi zgomote puternice de parcă ar încerca să o împiedice să rupă peretele. Annie reușește în cele din urmă, dar numai pentru a realiza că există o altă cameră de cealaltă parte a peretelui. Simțind pericolul care se apropie, Annie și alții se aventurează rapid în cameră, dar ceva îi atrage atenția lui Brin și ea rămâne înapoi. Toată lumea îi cere să vină, dar cu o mișcare rapidă, monstrul uriaș o aruncă în sus, ucigând-o. Temându-se pentru viața lor, grupul fuge de la fața locului și în cele din urmă se lovesc de Dave. Annie conduce apoi printr-o ușă mică care îl duce într-o cameră ciudată formată dintr-o masă și un scaun de hârtie de carton. După ce au ajuns în siguranță, Annie și Dave se ceartă și toată lumea îl învinovățește pentru situația lor. Dave menționează că i-a avertizat să nu intre, dar cu toate acestea promite că îi va scoate afară. Apoi le cere tuturor să-l urmeze la o ușă secretă, dar ajunge să-i conducă printr-o țeavă care îi transformă în personaje de carton. Annie și ceilalți cer răspunsuri de la Dave, iar el asigură că va fi în regulă după ce se vor întoarce în apartament. Dar chiar atunci gigantul apare, determinând grupul să alerge pentru a salva viața. Dave conduce afară din cameră și de data aceasta ceva bun se întâmplă în sfârșit. Când traversează un tunel, toți ies în formele lor normale. Minotaurul îi urmărește și afară, dar Dave construiește un zid temporar pentru a-l îndepărta. În șina următoare, situația începe din nou să se încălzească. Toată lumea vrea să scape din labirint și toți încep să se certe între ei. Când lucrurile scapă de sub control, Dave face un pas și dezvăluie că pentru a scăpa, trebuie să termine construirea labirintului neterminat. Cu toate acestea, Annie refuză să lase să continue și ordonă în schimb să-i conducă afară din labirint. Dave acceptă fără tragere de inimă și în timp ce încearcă să găsească o cale de ieșire, dau peste un zid ciudat. În mod surprizător, Dave observă că nu-și amintește să fi construit asta. Între timp, Leonard se întoarce acasă și intră și el în labirint. Din păcate, primul lucru pe care îl vede este securea Minotaurului și capul tăiat al lui Jane întins pe pământ. Pe măsură ce se îndepărtează, se arată că o insectă origami uriașă s-a lipit de spatele lui. În altă parte, Dave duce pe Annie și pe alții în camera de divertisment, unde le arată vechiul divertisment britanic. Apoi îi duce într-o altă cameră ciudată cu o deschidere ciudată ademenătoare pe perete. Are un efect hipnotizant și Annie și ceilalți sunt atrași de el. Cu toate acestea, Dave îi avertizează să stea departe de asta. Când alții nu-l ascultă, Dave își dezvăluie mâna, care s-a transformat în carton după ce și-a băgat mâna în deschidere. Grupul își continuă călătoria, doar pentru a realiza că labirintul a început să crească de la sine. Compleșit de incidentele ciudate, Dave îl pierde și cere ajutorul tuturor pentru a-l ucide pe uriaș, astfel încât să poată termina de construit labirintul și în sfârșit să se îndrepte acasă. Din păcate, grupul refuză ideea și chiar și așa, într-o situație atât de oribilă, Harry sugerează să ia interviul lui Dave pentru documentar. Acesta din urmă acceptă fără tragere de inimă, dar își revarsă inima în timpul interviului. Recunoaște că se urăște pentru că este un șomer de 30 de ani, care este încă dependent de părinți pentru toate. Se pare că el a construit labirintul pentru că oamenii, inclusiv părinții săi, să-și dea seama că și el poate face ceva și el își cere scuze pentru oamenii care au murit în labirint. Auzind izbucnirea lui emoțională, Annie devine și ea emoționată și promite că îl va ajuta să iasă din labirint. Grupul începe apoi să se gândească la planul de evadare din nou cu mai mult interes. Gordon observă că din moment ce labirintul este într-un fel viu și în creștere, trebuie să aibă o inimă pe care ar putea o găsi și să o ucidă. Dave este de acord și spune că totul are de obicei un punct slab, dar din păcate nu a construit unul pentru labirint, pentru că nu a vrut ca nimeni să-l distrugă. Ca răspuns, Gordon comentează că Dave nu a terminat labirintul pentru că nu poți da greș dacă nu termini nimic. Cu toate acestea, Annie empatizează cu iubitul ei și spune că toată lumea trebuie să facă fața eșecului și că face parte din viață. Apoi îl încurajează să construiască Crisalida, astfel încât să o poată distruge și să iasă. După aceasta, Dave și grupul încep din nou să exploreze labirintul și dau peste Brin, care a fost ucis mai devreme. Acum s-a transformat într-o bucată de hârtie și este legată de perete. Brin le cere grupului să bată palma, dar știind că cel mai probabil este o capcană, ei refuză să o facă. Dave și Annie continuă să-și caute destinația, în timp ce Gordon și restul rămân în urmă pentru a distrage atenția lui Brin. În scena următoare, Dave și Annie merg câteva minute până dau peste un tunel întunecat. Filmul trece apoi la o scenă în care Dave și Annie poartă o conversație în care Annie continuă să joace rolul unei femei de succes, în timp ce Dave
rămâne un vagabond. Scenariul continuă să se schimbe, dar sunt încă fericiți să fie împreună. Înapoi la tunelul întunecat, cuplul ajunge în centrul labirintului. Apoi încep să construiască inima labirintului. După ce o completează, Annie folosește o sabie pentru a sparge peretele de carton. Gordon și alții simt asta și o leagă prompt pe Brin pentru a o împiedica să o atace pe Annie. Cu toate acestea, Brin se transformă într-o mână uriașă și se retrage înapoi la pământ. În acest proces, cameramanul este târât de ea, dar nu înainte de a-și salva eroic tot echipamentul. Restul grupului continuă apoi să se alăture lui Annie și Dave în centru. Cu toate acestea, pe drumul lor acolo, Gordon este separat de ceilalți când este urmărit de minotaurul uriaș. Annie și Dave au pus inima în timp ce Harry și echipa sa surprind momentul. Pe măsură ce inima prinde viață, minotaurul continuă să-l urmărească pe Gordon, tip în care îl vede pe Leonard ucis de lamele de carton. Înapoi, în centrul labirintului, Dave lovește inima cu sabia și o distruge. În cele din urmă, totul începe să se destrame și grupul iese din gunoi. Toată lumea este în siguranță acum, dar Dave este supărat că și-a distrus munca grea. Harry îl înveselește și îi spune că măcar are un documentar la care să se uite. Grupul curăță apoi mizeria și aruncă resturile afară. Pe măsură ce pleacă, minotaurul iese din resturi împreună cu o pasăre origami, gata să se răzbune pe omenire.